În data de 30 aprilie 2020, avocatul poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Sănătății să dispună măsuri urgente pentru ca boala COVID-19 să fie inclusă în grupa bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în hotărârea Guvernului numărul 1186-2000 și, în consecință, asigurații să beneficieze de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă plătită în procent de 100%. În comunicatul trimis redacției noastre, avocatul poporului salută adoptarea de către guvern a hotărârii numărul 423 din 27 mai 2020 pentru aprobarea listei cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare de 100% din salariu.